Bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră din această seară. Mă numesc Dan Oros și în seara aceasta o să vorbim puțin despre viziunea proiectului Doterra. O să vorbim și despre uleiuri puțin, o să vorbim și despre suplimentele nutritive puțin, dar o să vorbim și despre viziunea a ceea ce poate cu adevărat să vă ofere Doterra dincolo de produsele absolut extraordinare pe care le avem la dispoziție și cu care, bineînțeles, suntem împuterniciți să avem un control total asupra sănătății noastre. Însă, o să vedem puțin mai încolo că atunci când ne referim la sănătate, de fapt nu ne referim doar la sănătatea corpului fizic. Da? Sănătate înseamnă atât sănătatea corpului fizic, cât și sănătate emoțională, sănătate mentală, de asemenea sănătate financiară, sănătate relațională și așa mai departe. Noi adesea, când folosim termenul sănătate, ne limităm doar la partea aceasta legată de corpul fizic. Cel mult mergem și la nivel de emoție, însă a fi cu adevărat sănătos implică să aducem în echilibru și să dezvoltăm plenar toate domeniile ființei noastre. Și noi, ca ființe umane, suntem extrem, extrem de complex și nu putem fi abordați decât dintr-o perspectivă holistică. Orice abordare din aceasta fragmentată nu poate niciodată să ofere soluții stabile pe termen lung. Da? Exact cum un maestru spiritual contemporan, referindu-se la modul în care știința occidentală urmărește să cunoască lucrurile, spunea destul de sadic, dar adevărat în același timp, că, de exemplu, dacă vrei să o cunoști pe bunica, o să te apuci să o tai pe bucăți, mâini, picioare, organe și așa mai departe și studiind acele părți o să înțelegi cine este bunica? Și evident că răspunsul pe care îl avem este că în niciun caz nu așa poți să cunoști ceva. Poți să cunoști ceva doar atunci când îl privești în ansamblu, da? Ca un tot. Și ființa umană este un astfel de tot și e important să-l privim ca atare. Înainte de a vă povesti ceea ce v-am pregătit pentru această seară, vreau doar pe scurt să vă povestesc cum am intrat noi în contact cu Doterra. Spun noi pentru că acest proiect și ca de altfel toate proiectele, eu le construiesc împreună cu Simona Dărăbant, iubita mea. Astăzi așa a fost decizia în familie că eu o să reprezint întregul nostru. Da? De aceea tot timpul o să vorbesc la plural pentru că suntem împreună în acest proiect. Da? Și, repet, în toate celelalte. Noi la bază suntem căutători spirituali. Da? Ca formație suntem ingineri, dar ceea ce ne definește pe noi cel mai adânc este această ipostază de căutători spirituali. Și din această perspectivă, noi atunci când am început căutarea spirituală în urmă cu aproape 30 de ani, noi am avut un țel foarte clar, și anume am vrut să obținem libertatea. Da? Pentru noi valoarea supremă în viață este libertatea. Și atunci, în vremurile acelea când eram noi mai tineri,
Gândeam că dacă o să obținem libertatea interioară, atunci o să se rezolve absolut toate lucrurile din viața noastră, că în mod automat se vor rezolva și lucrurile care țin de partea, să zicem, socială, materială și așa mai departe. Așa că timp de 10 ani de zile am investit toată energia în zona spirituală. Am practicat în perioada aceea și câte 10, 12, 14 ore pe zi, tehnici spirituale, meditații și așa mai departe. Și bineînțeles că am obținut rezultatele dorite chiar mai devreme de 10 ani, cam în 3 ani de zile, dar după aceea am continuat pentru a aprofunda și stabiliza acele lucruri pe care le obținuse. Însă, după acești 10 ani, am ajuns într-o situație în care, pentru că am neglijat complet partea materială, am ajuns într-o criză financiară absolut incredibilă. Deci ajunsesem în situația în care nu mai aveam bani pentru chirie, pentru cursurile spirituale la care doream să participăm, pentru cărți și așa mai departe. Și aceasta se petrecea undeva prin anii 2004. Și practic atunci, în acea criză în care am intrat, am avut revelația faptului că dacă vrem să fim niște ființe echilibrate, armonioase, este important să ne dezvoltăm atât pe latura spirituală, interioară, cât și pe zona socială, materială, exterioară. Da? Că doar atunci când acestea ambele vor fi dezvoltate la un nivel suficient de înalt, cu adevărat vom putea să fim niște ființe așa cum ne doream să fim și să avem un impact benefic asupra lumii în care trăim. Și atunci am început procesul nostru de cucerire a lumii exterioare. A fost un proces dificil, pentru că noi, după 10 ani în care ne izolasem practic de societate, eram ca niște pusnici care dintr-o dată au ieșit în lume și trebuia să găsească niște soluții pentru a rezolva problema aceasta materială și socială. Și în căutările noastre, în 2005 ne-am intersectat cu network marketing. Da? Network marketingul era, este un sistem față de care noi am avut extrem de serioase rețineri. Șansa noastră a fost că proiectul acela, e vorba de un alt proiect network marketing, nu de doTERRA, acel proiect network marketing ne-a fost prezentat de cel mai bun prieten al nostru și am avut încredere în el și l-am urmat. Și aceasta a fost șansa noastră. Altfel probabil că nu ne-am fi implicat niciodată în network marketing, pentru că așa cum destule persoane cred, și noi credeam la vremea aceea că network marketingul este un sistem în care niște oameni din vârful rețelei, din vârful piramidei, câștigă foarte mulți bani pe seama exploatării celor din partea de jos a piramidei. Ei bine, după ce am început să cunosc network marketingul cu adevărat, ne-am dat seama că nu are niciun fel de legătură cu așa ceva. Că network marketingul nu este perfect, dar este cel mai corect, onest, moral și eficient mod de a dezvolta un proiect de business. Da? Este, repet, fără niciun fel de concurență în acest moment. Nu există un sistem mai bun. Și în network marketing noi am învățat
o mulțime de lucruri. Da? Network marketingul a fost șansa vieții noastre pentru că network marketingul îți oferă o învățătură foarte profundă și condensată. În fiecare an de network marketing trăiești cât în 5, da? Și, sau chiar în 10. Și în felul acesta poți să evoluezi foarte, foarte rapid din punct de vedere al dezvoltării personale și nu numai. Da? Și pentru noi a fost exact ceea ce aveam nevoie. Chiar dacă, repet, nu a fost deloc ușor. Ba mai mult, a fost foarte dificil pentru noi. Da? În 2012 ne-am oprit din a mai fi activi în acel proiect și în 2013 am demarat un proiect spiritual și de dezvoltare personală, Spanda Project se numește, și practic în acest proiect noi am urmărit să împărtășim experiența noastră, pentru că în celălalt proiect Network Marketing ajunsesem și acolo la un nivel de succes înalt, dar acolo sistemul era foarte, foarte solicitant și noi, fiind așa niște ființe mai pacifiste, am optat să ne oprim din acel proiect și am demarat acest proiect spiritual și de dezvoltare personală, care de fapt era ceea ce noi ne-am dorit să facem dintotdeauna. Da? Practic, trăiam o viață zen. Ne trăiam visul. Da? Treaba noastră era să scriem cursuri și să le susținem și să organizăm retrageri spirituale la munte. Și interacționăm cu oameni extraordinari și câștigam mai mult decât decent. Puteam să avem o viață decentă. Așa că atunci când în 2017 ne-am intersectat cu proiectul doTERRA, nu aveam nici de cum în minte să ne implicăm în el ca proiect de business. Da? Am fost sunați de o prietenă de-a noastră, ne-a propus să ne implicăm ca business și am spus categoric nu. Însă, și aici sincronicitatea a funcționat foarte frumos, noi, în cadrul cursului de reprogramare a subconștientului, doream să dezvoltăm un capitol despre corelația între mirosuri și emoții. Și atunci căutam uleiuri esențiale de calitate foarte bună și tocmai pentru că am studiat și am văzut că uleiurile de la doTERRA sunt extraordinare, am optat să ne achiziționăm un kit de produse, Home Essentials Kit, se numește kitul pe care l-am achiziționat pentru că acela ne-a fost recomandat și e și kitul pe care vi-l recomandăm și noi dacă doriți să vă creați un cont de membru. Da? Și da, am spus da produselor, uleiurilor, am spus categoric nu proiectului de business. Însă, după ce am intrat în contact cu uleiurile, efectiv, am fost atât de entuziasmați încât am început să povestim cu toată lumea despre ele. Practic, chiar în luna în care noi ne-am creat cont de membru, a fost o promoție în care dacă îți creai cont de membru cu o comandă de minim 200 de puncte, primeai cadou crema Deep Blue. Da, e o cremă cu efect antiinflamator. Și eu chiar aveam o problemă la genunchiul stâng. Da, de mai bine de un an de zile mă durea genunchiul și nu reușeam nici cum. Am încercat toate modalitățile, și naturiste și mai puțin naturiste, nici cum nu ceda durerea de la genunchi. Și fiindcă am primit cadou crema Deep Blue,
Da, am început să o utilizez și mi-am făcut timp de 3 zile, în fiecare zi, cam 10 minute m-am masat cu crema Deep Blue pe genunchi și deja în a treia zi durerea a dispărut. Da? A fost wow! Deci, și au trecut de atunci mai mult de 6 ani de zile și nu a recidivat. Da? Deci nu a fost așa o chestie pe moment. Și, bineînțeles, aceasta a fost prima mea experiență cu uleiurile, dar deja în primele zile de când le-am avut la dispoziție, am avut șansa să ne convingem de eficiența lor incredibilă. Adică, vreau să vă spun că unele dintre lucrurile pe care le-am văzut rezolvându-se cu ajutorul uleiurilor esențiale doTERRA, sunt la limita miraculosului. Dacă mi-ar fi povestit oricine despre acele lucruri, n-aș fi putut să cred. Da? Pur și simplu, n-aș fi putut să cred pentru că efectul este spectaculos, absolut spectaculos. Și atunci, văzând cât de extraordinare sunt, da, repet, am început să împărtășim experiența noastră cu ele, dar a durat un an și jumătate până când noi ne-am asumat doTERRA ca proiect de business. Și atunci, de ce am făcut-o? Pentru că am înțeles că dacă vrem să ajutăm foarte mulți oameni să ajungă la aceste uleiuri esențiale, este important să construim o afacere doTERRA mare. Pentru că afacerea doTERRA se bazează pe principiul multiplicării. Da? Nu doar să împărtășești tu experiența cu produsele, ci să înveți și pe ceilalți cum să împărtășească experiența lor și ei la rândul lor să învețe pe alții cum să împărtășească și în felul acesta lucrurile se multiplică exponențial și ajungem la un număr foarte mare de oameni cu aceste soluții. Noi doi, eu și Simona, puteam să ajungem în mod direct la un număr limitat de oameni, dar împreună cu partenerii noștri din doTERRA am ajuns la multe mii și mii de oameni în 25 de țări, da? Și în felul acesta am putut să impactăm într-un mod benefic viețile multor oameni. Mulți spun, ok, pe mine nu mă interesează partea de business, pe mine mă interesează să ajut oamenii. Însă, ceea ce e important să înțelegeți că dacă vreți să ajutați mulți oameni, va trebui să faceți afacerea doTERRA, să o construiți. Da? Pentru că e cel mai eficient mod de a ajunge la foarte mulți oameni, de a ajuta foarte mulți oameni. Și de altfel, în doTERRA, rank-urile, nivelurile de recompensare sunt direct proporționale cu numărul de oameni pe care îi ajuți. Da? Așa că în octombrie 2008 ne-am asumat doTERRA și ca proiect de business, da? Și am reușit să creștem foarte frumos și să avem în echipa noastră lideri care la rândul lor s-au dezvoltat foarte, foarte frumos și au atins niveluri de sănătate foarte înalte pe toate domeniile ființei. Bun, și acum haideți să utilizăm și un PowerPoint. Pentru că nu, e mult mai eficient să și vezi și să și auzi. Haideți să vedem ce sunt uleiurile esențiale. Da? Uleiurile esențiale sunt niște substanțe volatile extrase din plante, din diferite părți ale plantei, din rădăcini, din frunze, din scoarță, din tulpini,
din flori, din semințe. Ele, uleiurile esențiale, reprezintă un fel de sistem imunitar al plantei. Ele sunt extrem de concentrate și mult mai eficiente decât alte metode de tratament naturale sau de sinteză. De exemplu, un ulei esențial este cam de 70 de ori mai eficient decât planta din care provine. Uleiurile esențiale erau în trecut considerate oarecum în zona aceea mai de leacuri Băbești, însă ceea ce s-a petrecut în ultimii 10 de ani este faptul că ele au fost studiate și din punct de vedere științific. Există mii, chiar sute de mii de studii care pun în evidență eficiența uleiurilor esențiale. Dar doar despre uleiurile de la doTERRA există peste 1200 de studii. Acum pe piață găsim foarte multe produse care apar inscripționate ca fiind uleiuri esențiale. Însă ceea ce pot să vă punctez este că doar 1%, sub 1% sunt cu adevărat uleiuri esențiale. Pentru că cea mai mare parte a produselor care se numesc uleiuri esențiale sunt uleiuri sintetice, obținute în laborator, care n-au nicio legătură cu planta și care, practic, imită constituentul principal al unui ulei esențial, seamănă la miros, dar din punct de vedere terapeutic nu are niciun fel de eficiență. Ba mai mult, ele pot fi chiar dăunătoare pentru corp. Ele nu se utilizează, n-ar trebui utilizate niciun fel, ca să fiu mai exact. Apoi avem uleiurile alimentare, care conțin și uleiuri esențiale, o parte de uleiuri esențiale, dar și ele sunt destul de contaminate și nici acelea nu sunt uleiuri pe care noi le-am recomandat. Undeva până în 1% sunt uleiurile esențiale cu grad terapeutic, uleiuri esențiale pure. Și bineînțeles, în această categorie se încadrează și uleiurile esențiale de la doTERRA. Însă dintre aceste sub 1% uleiuri de pe piață, uleiurile doTERRA sunt cele mai testate și evident că din această perspectivă e dovedit că sunt eficiente. Pentru că atunci când noi vrem să avem eficiență terapeutică, nu este importantă doar puritatea, ci este importantă și structura chimică, profilul chimic al uleiului. Și dacă nu poți, nu ai aparatura necesară să verifici și să ajustezi lucrurile, atunci nu poți să ai o calitate terapeutică foarte mare decât întâmplător. Da? La doTERRA totul este foarte bine argumentat din punct de vedere științific și controlat. Da? În mod sigur, în uleiurile doTERRA nu veți găsi niciun fel de substanțe pe care nu le dorim să fie acolo. Acum, despre uleiurile esențiale de la doTERRA, vreau să vă punctez foarte pe scurt trei lucruri extraordinare. Pe grupul Natura Antropicătură găsiți astfel de prezentări în care am descris mai în extens. Acum o să fie mai pe scurt și cei care sunteți dornici să vedeți mai în detaliu, căutați pe grup și o să găsiți cu siguranță. Primul lucru extraordinar despre uleiurile esențiale de la doTERRA este că sunt 100% naturale și sigure. Da? Ele nu au efecte secundare și nu creează dependență. Da?
Toate uleiurile esențiale doTERRA sunt realizate în conformitate cu standardul de calitate CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, uleiuri pure certificate cu grad terapeutic. Este cel mai înalt standard din industria uleiurilor esențiale și acest standard garantează nu numai puritatea uleiurilor, ci și acel profil chimic de care vorbeam mai devreme, care garantează eficiența din punct de vedere terapeutic. Dar trebuie să înțelegem că un ulei esențial cu eficiență terapeutică este o orchestră simfonică care are toate instrumentele necesare pentru a interpreta o partitură câștigătoare, eficientă, eficace. Al doilea lucru extraordinar este că sunt mai eficiente decât medicamentele de sinteză. Da? Și aici e foarte important să înțelegem că sunt două tipuri de provocări principale. Sunt cele provocate de bacterii și cele provocate de virusuri. Bacteriile se manifestă la suprafața membranei celulare. Da? Și dacă, de exemplu, se utilizează un antibiotic de sinteză potrivit, da, el va distruge acele bacterii, însă va distruge și bacteriile benefice pentru corp și va distruge flora intestinală. E important să înțelegem că peste 70% din sistemul nostru imunitar este în tubul digestiv sub forma acestor bacterii benefice care sunt distruse de antibioticele de sinteză. Din această perspectivă, uleiurile esențiale acționează într-un mod selectiv. Ele distrug doar bacteriile acelea neprietenoase. Pe de altă parte, când vine vorba de provocările provocate de virusuri, virusurile se manifestă în interiorul celulei. Da? Și niciun antiviral de sinteză nu poate să pătrundă în interiorul celulei. Pentru că au molecula prea mare. Majoritatea uleiurilor esențiale au molecula foarte mică și pot pătrunde prin membrana celulară. Și atunci, dacă în membrană au pătruns virusuri, da, uleiurile esențiale pot să distrugă acele virusuri și să oprească procesul de multiplicare și în felul acesta, evident, să elimine problema de sănătate. Da? Deci vedem foarte clar că din ambele perspective, și provocări bacteriene și cele provocate de virusuri, uleiurile esențiale sunt mult, mult mai eficiente decât medicamentele de sinteză. De altfel, dacă ar fi să definim altfel uleiurile esențiale, am putea să spunem că ele reprezintă sinteza naturii, da? Esența naturii. Ce poate să fie mai puternic decât natura? Nu? Și atunci înțelegem de ce uleiurile esențiale sunt atât de eficiente, chiar dacă, repet, poate să pare incredibil și dacă cineva este sceptic, eu nu îl condamn, da? Sunt absolut de acord că unele lucruri nu pot fi crezute așa pur și simplu. Eu ceea ce vă invit este să aveți un scepticism constructiv. Da? Nu trebuie să credeți nimic, nu e religie, dar să verificați, să vă documentați și cu siguranță o să aveți niște surprize absolut extraordinare. Al treilea lucru extraordinar despre uleiurile esențiale doTERRA, ele sunt mai ieftine decât alternativele medicale tradiționale. Da? Și aici e important să înțelegem că uleiurile se utilizează cu picătură. Da? Noi am făcut calcule, am comparat câte picături folosim la protocoalele de tratament
pentru diferite provocări de sănătate, cât ne costă uleiurile și cât ne-ar costa niște medicamente de sinteză care au și o grămadă de efecte secundare. Și întotdeauna varianta cu uleiurile esențiale este mai ieftină. Nu trebuie să vă lăsați derutați de faptul că, de exemplu, cumpărați un kit de produse, da, și poate să vă coste câteva sute de euro, pentru că acele uleiuri o să vă ajungă multe luni de zile pentru toată familia, da? Și nu veți avea nici efecte secundare, veți avea o eficiență incredibilă, da? Aici vreau să deschid iar o paranteză. Deci am fost șocat când am avut prima provocare din aceasta de sănătate din sezonul rece. Știți voi despre ce vorbesc, da? Și am utilizat uleiurile esențiale. Da? Am utilizat celebra bombă de imunitate Flum și am constatat cu surprindere că în două zile am revenit complet pe picioare. În mod normal, înainte de a utiliza uleiurile esențiale, aceste provocări de sănătate necesitau cel puțin o săptămână, 10 zile, până când îmi reveneam. Dar aici, în maxim 2 zile, eram complet refăcut. Da? Și cred că vă dați seama că după ce ai astfel de experiențe, nu poți să fii decât entuziast. Da? Bun, să recapitulăm cele trei lucruri. Cu acestea m-aș bucura să rămâneți după această întâlnire. Da? Că uleiurile esențiale doTERRA sunt 100% naturale și sigure. Da? Mai eficiente decât medicamentele de sinteză și mai ieftine decât medicamentele de sinteză. Și dacă ne-am oprit aici cu acest seminar, ar fi suficient, zic eu, ca să concluzioneze oricine că, da, este vorba de ceva extraordinar, merită utilizat sau măcar studiat mai în detaliu. Bun, cum se utilizează uleiurile esențiale? Sunt trei modalități în care se pot utiliza uleiurile esențiale, aromatic, topic și intern. Da? Aromate pot fi difuzate într-un difuzor de uleiuri esențiale sau inhalate direct din palmă. Da? Ne picurăm în palmă, frecăm palmele și inspirăm. Această metodă aromatică practic, lucrează în mod direct cu emoțiile noastre și cu subconștientul. De fapt, acesta a fost primul motiv pentru care noi am dorit uleiurile esențiale. Pentru că știam că atunci când noi mirosim un ulei esențial, da, el ajunge direct la sistemul limbic și acolo declanșează emoții pozitive. Probabil că ați auzit de acest lucru că la baza majorității bolilor stau emoțiile negative. Da? Dacă sunteți de acord cu asta, vă rog să puneți un 1 în chat. Da? Deci dacă sunteți de acord că la baza majorității bolilor stau emoțiile negative. Da? Scrieți cifra 1 în chat dacă sunteți de acord. Nu e obligatoriu, doar dacă sunteți de acord. Ok, bun. Acum, chiar și medicina oficială a început să accepte acest lucru. Iar atunci când noi mirosim un ulei esențial, da, la nivelul subconștient se declanșează emoții pozitive care, dacă suntem sănătoși, vor susține menținerea stării de sănătate. Dacă suntem bolnavi, ne vor ajuta în procesul de vindecare. Da?
Și ăsta este un efect instantaneu. Al doilea, tocmai de aceea, nu minimalizați importanța acestui mod de utilizare. Da? Este o modalitate foarte eficientă și foarte adâncă. O altă modalitate, a doua modalitate de utilizare este utilizarea topică, adică aplicarea pe piele. Da? Se pot aplica pe cap, ceafă, zone de puls, inimă și așa mai departe. Recomandarea este să se utilizeze un ulei purtător. Un ulei purtător poate să fie un ulei de măsline, de jojoba, sau cel mai bine ulei de cocos. Doterra are un ulei special, uleiul fracționat de cocos, care nu se solidifică și merită să diluăm uleiurile esențiale pe care le aplicăm topic în ulei fracționat de cocos, pentru că în felul acesta uleiul purtător încapsulează uleiul esențial, care în mod normal s-ar evapora foarte rapid, da? Și atunci procentajul de absorție în piele este mult mai mare decât dacă am aplicat doar uleiul esențial singur. O altă modalitate de utilizare este utilizarea internă. Aici e important să reținem că nu toate uleiurile se utilizează intern. Asta nu pentru că n-ar fi toate la fel de pure, ci unele substanțe nu se ingerează. Da? Dar majoritatea, peste 80% dintre uleiuri, se utilizează și intern. Dar aici foarte important, nu vă recomandăm să utilizați intern alte uleiuri decât cele de la doTERRA. Pentru că e important ca ele să fie 100% pure. Da? Și de asemenea, e important să le utilizați știind exact cum să le utilizați. Tocmai de aceea, la doTERRA, dacă vă creați un cont de membru, veți avea și un consultant. Da? Veți avea un consultant, o persoană care vă va ghida în acest proces și vă va da sfaturi corecte, competente despre cum să utilizați uleiurile. Da? Și cum putem utiliza intern? Putem să picurăm, de exemplu, în apă una, două picături sau depinde ce ulei este, da? În limonadă, în ceai, sublingual, când avem de-a face cu uleiuri esențiale fierbinți, cum e, de exemplu, oregano, da? se pune uleiul în capsulă vegetală, exact cum vedeți aici în imagine. Da? Sunt niște capsule goale, punem în ea uleiurile conform protocolului pe care îl utilizăm, închidem capsula și o bem. Și atunci ajunge direct în tubul digestiv. Bineînțeles, pentru eficiență maximă în tratament, se recomandă, dacă este posibil, utilizarea tuturor celor trei modalități. Adică să și difuzăm uleiurile, să le și aplicăm topic și, de asemenea, să le utilizăm și intern. Da? Acum, despre uleiuri, nu o să vorbesc, v-am spus, nu o să vorbesc în detalii, pentru că pe grupul nostru de suport, Natura într-o picătură, aveți prezentate detaliat toate uleiurile esențiale de la doTERRA. Da? Deci, oricine este interesat poate să dea search și să studieze uleiurile. Cel mai popular kit de uleiuri esențiale de la doTERRA este Home Essentials Kit. Da? Home Essentials Kit conține 10 cele mai utile uleiuri esențiale
necesare într-o casă pentru menținerea sau refacerea sănătății. Practic, în acest kit avem soluții pentru cam absolut orice problemă poate să apară. Dacă e vorba de probleme respiratorii, de sistem imunitar, de digestie, dureri musculare și așa mai departe, provocări de sănătate din sezonul rece, toate se pot trata cu aceste 10 uleiuri. Tocmai de aceea, acesta este kitul pe care vi-l recomandăm dacă nu aveți niște nevoi specifice. Da? Acesta e kitul cu care ne-am creat și noi cont de membru. Foarte pe scurt, vreau să vă punctez câteva lucruri despre așa numita piramidă a sănătății. Este vorba de o piramidă care structurează direcțiile pe care ar trebui să acționăm pentru a avea o sănătate optimă. Da? Pentru că stilul nostru de viață este cel care va determina dacă noi vom fi sănătoși sau nu. Și acest stil de viață sănătos implică mai multe niveluri. Nivelul de bază este să mâncăm sănătos. Da? Și aici, când vorbim de a mânca sănătos, bineînțeles, urmărim să consumăm hrană cât mai pură, cât mai crudă, da? Cât mai multe legume și fructe, însă ceea ce ne arată experiența și eu am avut șansa să măsor mii de oameni de-a lungul timpului și să constat că peste 90% au nivelul antioxidanților foarte scăzut. Da? Ce înseamnă antioxidanți? Vitamine, minerale, oligoelemente, fitonutrienți. Da? Sunt niște substanțe absolut vitale pentru buna funcționare a organismului nostru. Organismul nostru este înzestrat cu toate mecanismele de menținere a sănătății sau de vindecare. Însă aceste mecanisme funcționează optim doar dacă îi dăm organismului nostru tot ceea ce el are nevoie. Și hrana pe care noi o consumăm în ziua de azi nu mai conține decât în cantități foarte mici aceste substanțe. Da? Și atunci utilizarea suplimenților nutritivi nu mai este de 10 de ani un moft, ci este o necesitate. Da? Și atunci doTERRA, pentru că abordează sănătatea dintr-o perspectivă holistică, deși este cea mai mare companie de uleiuri esențiale din lume, totuși ea produce și suplimente nutritive pentru că, repet, a vrut să ofere o soluție holistică pentru noi. Da? Și aici avem programul general de nutriție numit Lifelong Vitality Pack sau LLV pe scurt. Este un pachet cu 3 produse care practic oferă organismului tot ceea ce el are nevoie pentru o sănătate și funcționare optimă. Da? În mod normal, acest Lifelong Vitality Pack ar trebui să-l utilizăm zi de zi. Pentru că organismul are nevoie de antioxidanți în permanență. Pentru că ei sunt niște produse consumabile. Da? În 12 ore aproximativ de la introducerea în corp, ei sunt deja consumați. Și atunci ar trebui, odată la 12 ore, să-i dăm organismului o doză de antioxidanți ca să poată să ducă continua luptă cu radicalii liberi, cu oxidanții din corp.
care stau la baza majorității problemelor de sănătate cu care noi ne confruntăm. Bun, un alt nivel al piramidei sănătății, al stilului de viață, este acela să facem mișcare, da? De asemenea, să ne odihnim într-un mod corespunzător, să reducem expunerea la produsele sintetice, să avem ceea ce se numește autoîngrijire informată, da? Și îngrijire medicală proactivă. Din această perspectivă a sănătății, practic doTERRA ne împuternicește să devenim stăpânii vieții noastre. Din păcate, oamenii în zilele noastre s-au obișnuit să dea puterea în mâinile altora. Da? Să își pună sănătatea în mâinile medicului de familie sau sistemului de sănătate. Un sistem de sănătate care se ocupă de boli, da? Nu de sănătate. La sistemul de sănătate la noi ajungi când ești bolnav, nu ca să te menții sănătos. Da? doTERRA ne pune în mână niște soluții cu care noi să devenim stăpânii vieții noastre. Da? Și asta nu înseamnă că spunem că medicina oficială nu este bună și că nu face nimic bun. Departe de mine acest lucru, de a spune acest lucru, însă înainte să apelăm la ajutorul altora, în primul rând trebuie să ne ajutăm noi pe noi. Nu e nimeni mai interesat în lumea aceasta de sănătatea noastră decât noi, sau cel puțin n-ar trebui să fie. Da? Dar ce observăm că fac oamenii? Ei nu se documentează, ei nu știu nimic despre corpul lor, despre ființa lor, și lasă pe alții să ia decizii și să își dea seama dacă o soluție e bună sau nu e bună, dar fiecare suntem responsabili pentru viața noastră și pentru sănătatea noastră și ar trebui să ne documentăm suficient de mult în așa fel încât să nu depinem de nimic exterior, da? Să nu depinem de nimic. Să avem soluții în casa noastră și doar în cazuri excepționale să apelăm la sistem. Da? În rest, avem soluțiile doTERRA și v-am spus că valoarea supremă pentru noi este libertatea, iar doTERRA ne-a oferit soluții pentru libertate, inclusiv pe zona aceasta de sănătate. Pentru că avem în mâinile noastre soluțiile necesare pentru a nu depinde de ceva exterior. Tot pe zona aceasta de suplimente nutritive, doTERRA a lansat anul acesta și în Europa, în toamna anului trecut în Statele Unite și acum în primăvară și în Europa a lansat acest sistem pentru reglarea metabolismului, MetaPower. Da? Acest sistem este un sistem absolut revoluționar. Da? Un sistem care ne ajută cu adevărat să aducem metabolismul nostru într-o stare de echilibru. Probabil ați mai auzit, dacă nu o să auziți acum, că starea noastră de sănătate este în strânsă legătură cu nivelul nostru energetic. Da? Și acest lucru îl spuneau taoiștii și maestri yoghini de mii de ani. Da? Acum și știința occidentală spune același lucru. Da? Că un nivel înalt energetic este corelat cu o stare bună de sănătate. Iar acest sistem, MetaPower, de fapt ne aduce metabolismul într-o stare de echilibru care îi permite să aibă un randament optim în transformarea hranei în energie. Da? Și în felul acesta, bineînțeles că vom dispune de mai multă energie, ceea ce înseamnă o sănătate mai bună. Da? Și tocmai de aceea acest sistem
a avut și are un succes absolut incredibil, da? Practic a ajuns în câteva luni cel mai vândut produs de la doTERRA. Atât de cerut este pe piață, încât dacă doTERRA s-ar ocupa doar cu vânzarea acestui sistem, ar fi în top 50 companii network marketing pe glob. Da? Doar cu MetaPower. Da? Vă dați seama că este ceva cu adevărat revoluționar. Este ceva de ce toată lumea are nevoie și n-o să avem acum timp să intrăm în detalii, însă pe grup găsiți foarte, foarte multe informații, inclusiv un curs de MetaPower care vă explică pas cu pas fiecare produs din acest sistem, pentru că sunt mai multe produse, după cum puteți să vedeți și în această imagine. De fapt, aici este vorba, când vorbim în primul rând de acest sistem, dar nu numai, de toate aceste soluții de la doTERRA, este vorba de a aduce curba de viață a întregii populații la un nivel în care să trăim o perioadă mult mai lungă de timp, dar sănătoși. Da? Pentru că, da, cu toții ne dorim să trăim mult, dar cred că nimeni nu-și dorește să trăiască mult și bolnav. Da? Și dacă ne uităm aici la aceste trei curbe, avem curba aceasta gri, da, care ne arată evoluția oarecum, să zicem, între ghilimele, normală, de scădere a calității vieții, a nivelului de sănătate, da? Când suntem, și aici avem axa OX, durata de viață, și pe axa OY avem nivelul de sănătate, da? Și vedem că pe măsură ce înaintăm în vârstă, da, nivelul sănătății scade. Și acesta este nivelul normal, între ghilimele, de viață. Datorită medicinii actuale, da, curba a devenit un pic mai generoasă, curba neagră din acest grafic, da? Vedem că totuși e o îmbunătățire, doar că aici, în partea de jos, se prelungește viața, dar la o calitate a vieții foarte scăzută. Și avem cu portocaliu, curba vieții noastre, utilizând, de exemplu, sistemul MetaPower. Da? E vorba nu doar de a prelungi viața, ci de a prelungi perioada în care suntem sănătoși, da? În care putem cu adevărat să ne bucurăm de viață, pentru că pentru majoritatea oamenilor, din păcate, viața se încheie cu 5, 10, 15 ani de suferință. Dar putem să facem ca lucrurile să nu se petreacă așa, da? Și să trăim o viață plină până la final, da? Cred că toată lumea își dorește așa ceva și eu îmi doresc și sunt convins că puneți un 3 în cer dacă vă doriți ca viața voastră să fie lungă și sănătoasă până la final. Da? Mă gândeam și eu că toată lumea, orice om normal își dorește așa ceva, da? Vestea bună e că la doTERRA avem soluții cu care
chiar să putem realiza acest deziderat. Bun, am vorbit despre uleiuri, ce sunt, am văzut cele trei lucruri extraordinare, da? Am văzut cele trei modalități în care pot fi utilizate uleiurile, am vorbit puțin despre piramida sănătății și acum haideți să vedem cum puteți achiziționa uleiurile esențiale doTERRA. Sunt trei modalități. Prima, la preț de retail, e o variantă pe care nu vă recomandăm, e cea mai scumpă modalitate în care puteți achiziționa uleiurile doTERRA. O a doua variantă este varianta în care vă creați un cont de membru și vă plasați în coș produsele pe care vi le doriți. Avantajul de a avea un cont de membru este că automat aveți un discount de 25% față de prețul de retail. Da? Așa că aceasta este o modalitate pe care vă recomandăm, însă există o a treia variantă în care puteți să achiziționați uleiurile cu un preț chiar mai mic decât prețul de membru. Și anume să vă creați un cont de membru cu un kit predefinit de doTERRA. doTERRA are mai multe kituri de înscriere, kituri care sunt gândite pe diferite direcții. Ele au discounturi față de prețul de membru și reprezintă cel mai avantajos mod în care putem să achiziționăm produsele doTERRA. Și aici avem trei variante pe care noi vi le recomandăm pentru înscriere. Repet, sunt mult mai multe pachete, dar aceste trei variante vi le recomandăm. Da? În stânga aveți chiar pachetul cu sistemul MetaPower. Da? Aveți toate produsele din sistem. În partea dreaptă aveți un pachet pe care l-am gândit noi la modul acesta. Sistemul MetaPower Plus Lifelong Vitality Pack și modul optim de a utiliza aceste două sisteme este să le utilizăm împreună, pentru că se completează, da? Și în centru avem Home Essentials Kit, da? E kitul de care v-am vorbit. Bineînțeles, dacă nu există niște nevoi specifice, vă recomandăm în primul rând Home Essentials Kit. Dar, bineînțeles că fiecare poate să-și aleagă exact varianta pe care și-o dorește. Puteți pune și produse individuale, puteți alege pachet. Merită să vă consultați cu consultantul vostru doTERRA înainte de a crea contul, să decideți care sunt produsele pe care o să le plasați în coș. Da? Noi vă recomandăm, v-am spus, Home Essentials Kit pentru că aveți o mulțime de avantaje în această lună. Da? Dacă vă creați cont cu Home Essentials Kit, aveți discounturi și cadouri în valoare de 344 de euro față de prețul de retail. Da? Prin crearea de cont de membru aveți acces la promoțiile periodice și imediat o să vă și punctez promoțiile pe care le avem în această lună. Și cel mai important lucru este că odată cu crearea contului de membru primiți și un consultant care vă ghidează în procesul acesta de creare a contului de membru și în procesul de utilizare a produselor, pentru că nu este foarte important să utilizăm corect aceste produse. În această lună avem
două promoții de la Dotera de care pot beneficia cei care își creează cont de membru. Este prima promoție, promoția 50-50, primești 50, dăruiești 50. Practic, această promoție spune că oricine își creează un cont de membru cu o comandă de minim 100 de puncte, punctul e aproximativ 1 euro, primește automat cadou 50 de puncte de loialitate, echivalentul unui voucher de 50 de euro de care vă puteți achiziționa gratuit produse Dotera. Da? Aceasta este promoția lunii noiembrie. Dar, de asemenea, dacă optați să vă creați contul de membru în această lună, mai beneficiați de promoția Diamond Club. Aceasta este ultima lună din acest sezon de Diamond Club. Și prin această promoție primiți 1 sau 2 uleiuri cadou dacă participați la un eveniment Diamond Club, și acesta este un eveniment Diamond Club pentru că avem împreună cu noi niște educatori Diamond Club care pot să vă faciliteze accesul la această promoție. Pentru a avea acces la promoție, repet, trebuie să fi participat la un eveniment Diamond Club, da, și să vă creați contul de membru în maxim 3 zile de la eveniment. Și această înscriere se creează printr-un portal special, așa că dacă vreți să beneficiați de această promoție, nu vă creați contul singur, ci vorbiți cu consultantul vostru ca să vă faciliteze și accesul la promoția Diamond Club. În cazul lui Home Essentials Kit, care are 245 de puncte, veți primi cadou Wild Orange și Aroma Touch, da? Aceste două uleiuri. Și dacă facem o sinteză, da? Deci dacă achiziționați Home Essentials Kit, da, vedeți, primiți cadouri și discounturi în valoare de 334 de euro față de prețul de retail. Adică aveți reducerile de la Home Essentials Kit plus valoarea voucherului plus valoarea uleiurilor pe care le primiți cadou. Altfel spus, este o oportunitate absolut extraordinară de a vă crea un cont de membru. Sincer, până în acest moment, în acest an, n-a mai fost o oportunitate atât de bună de a vă crea cont de membru, așa că merită să beneficiați de această oportunitate. Și vă reamintesc, puteți beneficia de ea doar în luna noiembrie. Adică astăzi este marți, mai aveți miercuri și joi. Azi, miercuri și joi. Da? Bun. De altfel, cei care urmăriți acum sau înregistrarea acestui eveniment, să scrieți, dacă doriți să vă creați cont de membru, puteți să scrieți în chat vreau cont, da, și o să fiți direcționați de către un administrator al grupului și o să fiți ghidat în acest proces. Veți fi pus în legătură cu persoana care v-a adăugat în grup și, bineînțeles, apoi veți putea urma toate procedurile. Deci, repet, scrieți vreau cont. Deci nu alt text, vreau cont, pentru că așa o să vă identificăm mai ușor. Și suplimentar față de ceea ce vă oferă Dotera, dacă sunteți, veți deveni membru în echipa Spanda, atunci
veți putea să participați și aveți o comandă de minim 150 de puncte, veți putea să participați și la giveaway-ul prin care oferim 10 cadouri cu uleiuri în valoare de peste 100 de euro fiecare pachet de uleiuri. Bun. Și în partea finală a întâlnirii noastre, vreau să vă punctez și câteva elemente de bază, chiar foarte pe scurt, despre oportunitatea Dotera. În primul rând, despre companie. Compania Dotera, cea care este în spatele acestor produse extraordinare, a fost fondată în anul 2008 în Statele Unite. Are 7 fondatori, da? Și, așa cum am văzut, domeniul de activitate e în domeniul wellness, iar sistemul de distribuție este un sistem network marketing. Ceea ce este absolut special la această companie este că a crescut în rulaj anual de la 0 la 1 miliard de dolari în doar 7 ani de zile. În condițiile în care toate companiile mari, network marketing, Amway, Nu Skin, Herbalife, Forever, Young Living și așa mai departe, au avut nevoie de cel puțin 20 de ani pentru a atinge 1 miliard. Dacă poate aceste companii nu vă spun mare lucru, Apple cu siguranță vă spune ceva. Da? Apple, compania aia cu mărul mușcat. Da? Apple a avut nevoie de 21 de ani să crească de la 0 la 1 miliard de dolari. Da? Dotera a făcut-o în 7 ani, de 3 ori mai repede decât Apple. Da? Și asta spune ceva despre potențialul acestei companii. Da. După 10 ani de existență a depășit 2 miliarde, are peste 14 milioane de membri, consumatori și consultanți și un alt lucru remarcabil, absolut unic în industrie, este rata de retenție a consumatorilor de peste 65%, în condițiile în care media în industrie este undeva 10-12%. Asta, de fapt, ce ne spune? Că munca noastră nu se va pierde. Da? Când ai o rată de retenție de 10%, adică 90% din ce muncești se pierde, nu este ceva foarte plăcut și ușor de construit. Da? Dar când ai 65%, e absolut extraordinar. Peste 98% din produse sunt exclusive. Și haideți să vedem că am văzut aici niște cifre la nivel global. Haideți să vedem în România, pentru că pe noi evident că România ne interesează în primul rând, chiar dacă fiecare dintre voi puteți să construiți o afacere internațională de aici, din România. Da, avem evoluția rulajelor în România. Și vedem că de la un an la altul Dotera a avut creșteri, bineînțeles la început mai mari, iar apoi evident că nu mai atât de brusc, e o evoluție absolut, am vrut să spun normală, dar în vremurile noastre nu e chiar normală, că majoritatea companiilor s-au dus în jos, dar au creștere extrem de sănătoasă. Și aici avem un grafic care arată rulajele principalelor companii network marketing din România. Și vedem că Dotera este pe poziția a doua. Însă ceea ce merită să punctăm aici este faptul că din acest top 10, exceptând Dotera, toate celelalte au peste 20 de ani pe piața din România.
doTERRA este din 2017, da? Deci de 6 ani și ceva. Aproape 7 ani de zile a ajuns a doua cea mai mare companie network marketing de pe piața românească și în maxim 2 ani de zile o să fie cea mai mare companie network marketing din România. Și bineînțeles că asta ce ne arată? Ne arată că interesul pentru uleiurile esențiale și produsele doTERRA în România este foarte, foarte mare. De altfel, România în acest moment este a doua cea mai mare piață din Europa, după Germania. Dar ani de zile România a fost pe locul întâi. Da? Doar de vreo 2 ani de zile Germania ne-a depășit. Dar eu zic că poziția a doua în Europa este una mai mult decât onorabilă. Deci avem în doTERRA un partener absolut extraordinar, puternic, cu produse care sunt extrem de dorite de către români. La seminarii ca și acesta participă în general trei tipuri de persoane. Da? Și haideți să vedem care sunt acele trei tipuri. Primul tip este genul de persoană care este super entuziastă când aude informațiile, da? Și de-abia așteaptă să le împărtășească cu familia lor. Da? Pentru aceste persoane, doTERRA oferă educație gratuită pe produs. Da? Aceste persoane se limitează la utiliza ele produsele și cel mult la familie. Noi numim aceste persoane consumator. Da? E excelent. În oricare tipologie sunteți, doar vrem să le enumerăm. Statutul de membru doTERRA e foarte important să înțelegem că nu ne obligă la nimic, dar vine cu o mulțime de avantaje. Și pe lângă avantajul pe care deja l-am punctat că aveți discounturi de 25% imediat după ce v-ați creat cont, mai aveți acces la un program de loialitate. Se numește LRP, Loyalty Rewards Program, prin care la fiecare comandă pe care o plasați, primiți puncte de loialitate între 10 și 30% din valoarea comenzii. Da? Se pornește de la 10 și la fiecare 3 luni crește cu 5% până când se ajunge la 30%. Altfel spus, dacă faci o comandă de 100 de euro, 30 de euro se vor întoarce spre tine sub forma punctelor de loialitate. Și bineînțeles, cu aceste puncte de loialitate, noi putem să achiziționăm gratuit produse doTERRA. Și, bineînțeles, faptul că primim un consultant doTERRA, am vorbit mai devreme despre asta. Bun, al doilea tip de persoană care participă la evenimentele noastre sunt persoanele care, după ce aud informația, se entuziasmează enorm. Și ele își doresc să împărtășească cu prietenii, cu anturajul imediat. Da? Pentru aceste persoane, doTERRA are un sistem extrem de generos de recompensare. Da? Prin faptul că noi, de exemplu, recomandăm și altora produsele și acele persoane își creează cont de membru prin intermediul nostru, doTERRA ne recompensează și ne plătește niște comisioane, da, cu care putem să ne acoperim ori o parte din costul produselor pe care le utilizăm noi sau chiar integral să acoperim aceste costuri, iar în cazuri în care împărtășim cu suficient de mulți oameni, chiar să avem niște venituri suplimentare din faptul că împărtășim experiența noastră cu produsele doTERRA. Noi numim acest tip de persoană sharer. Și
al treilea tip de persoane care participă la evenimentele noastre sunt cei care sunt super entuziaști și în momentul în care află de aceste produse și află toate aceste informații, își doresc să împărtășească informația cu absolut toată lumea. Da? Și practic ei, realizând aceasta, pot nu numai să obțină niște venituri suplimentare, ci pot chiar să-și înlocuiască veniturile și, dacă sunt foarte serioși, pot chiar obține independența și libertatea financiară. Da? Este posibil acest lucru cu doTERRA. Deja în România sute de persoane au reușit acest lucru. Așa că nu văd vreun motiv pentru care cineva n-ar putea să reușească. Noi la astfel de persoane le spunem builder, da? Constructor de rețea. Și bineînțeles că statutul acesta de builder este cel care ne duce către libertate. Acum, deși unele persoane decid imediat că vor să devină builder, totuși majoritatea oamenilor au un traseu în felul următor. Mai întâi devin consumatori, da? Utilizează produsele, sunt entuziasmați, încep să împărtășească, devin sharer, da? Din ciclu pofta vine mâncând, văzând că, da, ajutând pe alții, obțin și niște venituri suplimentare consistente, încep să învețe cum să facă această promovare într-un mod profesionist și atunci devin niște builder. Da? Builderii au în rețeaua lor, în echipa lor, alți builder, au share-uri, au consumatori, da? Și, bineînțeles, deja la acest nivel se face și trecerea de la builder la leader. Da? Cel care își asumă să fie conducător pentru întreaga lui echipă. Indiferent cum parcurgi drumul acesta, este în regulă, fiecare trebuie să-și găsească drumul în conformitate cu structura personală. Practic, această rețea de consumatori, sharer și builder, da, se dezvoltă foarte asemănător cu modul în care se dezvoltă o rețea socială. Mulți au rețineri în legătură cu ideea de rețea. Însă, pentru aceștia am o veste. Noi cu toții trăim în rețele. Da? Absolut totul este structurat în rețea. Însă și universul este structurat în rețea. Dar în viața noastră de zi cu zi, da, cumpărăm din magazine care sunt în rețea, din benzinării care sunt în rețea, da, luăm internet dintr-o rețea, da, televiziune și așa mai departe. Toate lucrurile sunt structurate pe sistemul acesta de rețea. Și cine deține rețele, cu siguranță că deține putere. Da? Diferența între rețeaua sau rețelele pe care noi le construim în doTERRA și celelalte rețele pe care le-am pomenit, este că acele rețele nu v-au invitat să fiți și voi parte la construcția lor și la profiturile pe care le generează. Da? Nu a venit Orange să vă spună, uite, nu vrei și tu să te bagi în chestia asta, să
de rețea și să ai și tu niște procente din tot ce se câștigă din rețeaua Orange, nu? N-ați fost invitați, dar în doTERRA cu siguranță că ați primit această invitație. Dacă n-ați primit-o, vă fac eu acum această invitație de a participa la construcția acestei rețele, da? În care, practic, fiecare dintre noi vom avea builder, sharer, consumatori, da? Și prin intermediul lor vom răspândi această informație despre uleiurile esențiale doTERRA, despre produsele doTERRA și în felul acesta vom ajuta această lume să se vindece, da? Pe toate planurile, și fizic, și psihic, emoțional, mental, financiar, da? Pentru că doTERRA ne oferă soluții pe toate aceste niveluri. Da? De fapt, în ce constă construcția afacerii doTERRA? Da? Păi hai să vedem. În primul rând, testăm produsele, uleiurile esențiale, suplimentele nutritive, cosmeticele. Apoi, începem să părtășim experiența noastră cu ceilalți. Practic, vom urmări să găsim consumatori și constructori de afacere, da? Consiliem consumatorii și constructorii de afacere, pentru că evident că în acest proces de utilizare vom și învăța foarte multe și apoi învățăm și pe ceilalți exact ce am învățat și noi și generăm ceea ce se numește multiplicare. Da? Multiplicarea este elementul cel mai important în network marketing. Da? Să învățăm și pe ceilalți ceea ce am învățat și facem noi. Și apoi, practic, în felul acesta se creează o rețea de afaceri independente care generează rulaje de produse din care doTERRA ne plătește fiecare dintre noi procente din vânzare sub forma venitului pasiv sau venitului rezidual recurent. Și haideți să vedem cât de puternică este multiplicarea. Am luat aici un exemplu în care noi găsim trei persoane pe care le învățăm să găsească fiecare câte trei persoane. Deci e o multiplicare cu 3 și fiecare generează un rulaj de 100 de euro. Cam ăsta e minimul pe care îl generează un consumator doTERRA lunar. Și vedem că prin această multiplicare pe nivelul 2 avem 9 oameni, apoi 27, iar pe nivelul 7 2187. Adică în total pe 7 adâncime avem peste 3000 de persoane și noi în mod direct doar pe 3 i-am învățat. Dar pe aia 3 i-am învățat pe fiecare să formeze câte 3 și i-au învățat pe fiecare a lor să formeze câte 3 și așa mai departe. Și prin această multiplicare, deși noi în această schemă avem un consum de 100 de euro, consum personal, rețeaua generează rulaje de peste 300.000 de euro. Înțelegeți forța multiplicării. Deci eu am consumat 100 de euro, dar rețeaua pe care am construit-o rulează 300.000 de euro. Asta e forța extraordinară a multiplicării. Și multiplicarea aceasta generează ceea ce se numește venit pasiv. Da? Ca să înțelegem diferența între venit activ, cum este, de exemplu, salarul, și un venit pasiv, cum este, de exemplu, o chirie, da, putem face analogia între găleată și conductă. Da? Venitul activ și avem următoarea situație. Vrem să cărăm apă din punctul A în punctul B. Da? Putem cu găleată sau o conductă. Dacă cărăm cu găleată, da, e nevoie de prezența noastră permanentă, că noi câștigăm doar cât timp cărăm gălețile. Însă dacă construim o conductă, da,
Într-adevăr, o să ne ia un timp până o construim, dar după ce am construit-o, dăm drumul la robinet și apa va curge independent dacă noi suntem acolo sau nu suntem. Da? Și o rețea generează venit pasiv. Din punct de vedere al timpului și banilor, oamenii se pot împărți în patru mari categorii. Da? Avem oamenii care n-au bani, dar au timp. Pensionari, studenți, șomeri. Da? Apoi avem oameni care n-au nici bani, nici timp. Aici sunt majoritatea angajaților, dar și oamenii de afaceri cu afaceri care nu funcționează prea bine. Da? Apoi avem oameni care au bani, dar n-au timp. Aici sunt top manager, liberi profesioniști de succes. Oameni de afaceri de succes. Da? Problema lor este că pentru a avea bani trebuie să investească absolut tot timpul lor în muncă. Și există toate aceste trei categorii pe care le-am enumerat deja, în toate cărăm apa cu gălețile, doar dimensiunea găleților diferă, da? Găleți mai mici sau găleți mai mari, dar tot vindem timpul, unitatea de timp pentru unitatea de bani. Însă există cadranul 4, cel din dreapta jos, în care avem și bani și timp. Și acolo ajung cei care au venit pasiv, cei care au construit rețele, care au investiții și așa mai departe. Da? Network marketingul ne poate duce în acest cadran. Bineînțeles, nu dintr-o dată, dar într-un anumit număr de ani, depinde acum și de proiect, depinde și de tine, cât de dispus ești să faci munca necesară, dar în câțiva ani de zile poți să ajungi în situația ca majoritatea veniturilor tale să fie în acest cadran. În cadranul în care ai și bani și timp. Da? Ca să fii aici, e necesar, adică, în general, se consideră de la 10.000 de euro lunar, da? Care vin sub forma venitului pasiv. Da? Asta înseamnă în doTERRA nivelul de diamond. Da? Și dacă tot am pomenit de niveluri de carieră, da? Avem aici un grafic care ne arată nivelurile de carieră în doTERRA. Da? Și bineînțeles, aici sunt tot felul de nume care poate să sune pentru voi mai bine sau mai puțin bine. Însă, haideți că aici avem o reprezentare grafică în care cred că se poate observa mult mai ușor, da? E vorba de nivelurile de carieră, da? Și avem veniturile anuale și lunare. Și, de asemenea, ultima coloană, numărul mediu de luni necesare pentru a atinge acel nivel, da? Și avem aici, de exemplu, nivelul de diamond, da? Am spus că acesta este nivelul de la care deja ești în cadranul acela plus-plus și e un nivel de la care obținem libertatea. Da? În medie, în doTERRA, un diamant câștigă 11.850 de euro. Acesta este venit lunar. Iar statistica spune că în medie durează 2 ani de zile pentru a atinge acest nivel. Acum, haideți să fim serioși, și dacă ar dura 5 ani, și dacă ar dura 7 ani,
sau chiar 10 ani, oricum merită să munciți ca să atingeți acest nivel. Haideți să fim serioși. La joburile pe care le aveți, realist vorbind, în câți ani de zile o să ajungeți la astfel de venituri? Da? Realist vorbind. Că mulți o să spună, da, ca să ajungi diamond trebuie să muncești foarte serios. Și nu îi contrazic. Da, trebuie să muncești foarte serios. Dar lumea asta e plină de oameni care muncesc foarte serios și nu ajung ori nicăieri, ori nu foarte departe. Dar aici, dacă muncești foarte serios, cel puțin ai o perspectivă de a ajunge undeva unde cu adevărat să poți să fii liber, să ai independență și libertate financiară și nu numai, pentru că am văzut că doTERRA ni le oferă pe toate. Dar acum vorbim strict de partea aceasta. Da? Deci eu zic că și dacă durează 10 ani, merită efortul, pentru că, repet, exceptând câteva joburi de top manager în companii multinaționale foarte mari, nu prea cunosc joburi unde să se poată câștiga atât de mult lunar. Da? Și cu o investiție de 318 euro cât ne costă Home Essentials Kit. Da? Asta e investiția cu care am demarat business-ul, da? Și să ajung într-un anumit timp la aceste venituri, eu zic că este absolut fabulos. Absolut fabulos. Și eu zic că merită efortul. Dar, până să ajungem la Diamond, haideți să stabilim un obiectiv mai rezonabil, la nivelul de Gold. Da? La nivelul de Gold, în medie se câștigă 3789 de euro. Statistica ne spune că durează 14 luni, în medie, ca cineva să atingă nivelul de Gold. Adică un an și două luni. Pe bune, hai să ne gândim unde mai găsești un job în lumea asta în care să pornești de la nimic și să ajungi într-un an și două luni la peste 3700, aproape 3800 de euro. Da? Și dacă ar fi 2000, oricum, e extraordinar. Da? De ce am vrut să vă dau aceste cifre? Pentru că vreau să înțelegeți ce se poate obține cu acest proiect. Da? De la sănătate, sănătatea fizică, emoțională, mentală, până la sănătatea financiară. Da? Se poate face acest lucru. Și vă spun cu certitudine că se poate face. Noi am făcut drumul până la Blue Diamond și confirmăm că toate aceste cifre sunt corecte. Și bineînțeles că vă invităm și pe voi, orice care vă veți crea acum cont de membru, orice care deja aveți un cont de membru, dar încă n-ați îndrăznit să faceți pasul acesta către partea de business, merită să o faceți, da? Merită să o faceți pentru că recompensele vor fi extraordinare. Va fi ușor? Cel mai probabil că nu. Nu pot să vă garantez că va fi greu, dar cel mai probabil e că va fi de muncă, da? Va fi de muncă consistent, dar ceea ce pot să vă garantez este că munca voastră va fi răsplătită mai bine decât oriunde. Da? Decât oriunde altundeva. Și cu siguranță cei care vă veți decide să vă implicați, vă veți felicita.
De ce facem noi doTERRA? Sunt foarte multe motive. Dar credeți că o facem pentru produse? Iubim produsele extraordinar de mult, le utilizăm. Suntem niște utilizatori super, super entuziaști. Repet, le iubim enorm. Însă, produsele le-am putea cumpăra și dacă nu am face proiectul doTERRA și dacă n-am face munca asta consistentă pe care o facem. Da? De ce facem noi doTERRA? O facem pentru libertate. Da? O facem pentru libertate. O facem pentru că doTERRA cu adevărat ne-a oferit acea libertate pe care noi ne-o dorim. Da? Și nu există zi să nu fim recunoscători pentru faptul că acest proiect a ajuns în viața noastră. Nouă ne-a schimbat radical viața în bine, da? Radical. Și dacă ar fi de 1000 de ori să alegem din nou dacă să facem sau să nu facem doTERRA, am alege de 1000 de ori să o facem din nou. Da? Pentru că, repet, am reușit să obținem libertatea noastră ajutând mii și mii de oameni să obțină ceea ce ei își doreau. Da? Ori produsele, ori anumite venituri, ori dezvoltare personală și așa mai departe. doTERRA vă poate oferi toate aceste lucruri. Da? Trebuie doar să vă decideți ce anume doriți, da? Și apoi să utilizați doTERRA ca pe un instrument, un vehicul cu care să obțineți acele lucruri pe care vi le doriți. Da? Am spus adesea, visul nostru nu a fost niciodată să devenim Blue Diamond sau Presidential Diamond. Visul nostru și nici măcar nu este visul nostru să facem doTERRA. Visul nostru întotdeauna a fost să fim liberi. Iar doTERRA este instrumentul, vehiculul cu care noi am reușit să obținem ceea ce ne-am dorit. Da? Și voi, la rândul vostru, vă doriți niște lucruri. Sper, da? Că știți exact ce vă doriți și cu ajutorul doTERRA puteți să obțineți acele lucruri. Da? Și dacă nu știți exact cum, contactați consultantul doTERRA și o să vă explice mai în detaliu cum puteți utiliza doTERRA pentru a vă împlini visurile, obiectivele pe care le aveți. Cu aceasta o să încheiem întâlnirea noastră din această seară. Vă mulțumesc pentru răbdare și atenție și vă reamintesc celor care nu aveți încă un cont de membru să lăsați mesajul "Vreau cont" și vă reamintesc că promoțiile despre care am vorbit mai sunt valabile până pe 30 noiembrie. Vă îmbrățișez cu drag și să aveți o noapte minunată și vă doresc să luați decizii înțelepte.